Depus astăzi dosarele de candidatură într-o clădire care timp de 35 de ani nu a fost reabilitată. Abia acum a fost momentul în care s-a reabilitat. Clădire în care au fost la putere, la guvernare, doar PSD și peneliști. Dacă ei n-au reușit timp de 35 de ani să-și reabiliteze clădirea în care lucrează, cum credeți că vor reuși să-și să aibă grijă de județ, de botoșani și de botoșineni? Noi vă propunem o alternativă, o alternativă corectă. Uniunea Salvați România, cu niște oameni care sunt cinstiți, cu putere de muncă și care vor să facă multe lucruri. Cred că ar fi cazul să schimbăm această guvernare PSD-PNL, care de 35 de ani, de fapt, se ceartă doar de ochii lumii, pentru că ei în spate își dau mâna și fac ceea ce au făcut până acum, știți foarte bine. Poate reușim și noi să aducem județul la nivelul județelor de peste linia montană, de peste Carpați. Mulțumesc!